Salut! În clipul de azi o să vă arăt 10 lucruri despre Dacia Duster pe care probabil nu le știați, dacă nu aveți unul. Dacă aveți un Duster, e posibil să le știți. Hai să începem! Numărul 1. Haideți să vedeți cum am reușit să măresc spațiul din portbagaj. Dusterul 4x4, având grup spate și roată de rezervă mare, spațiul din portbagaj e limitat. E la nivelul ăsta. Cum am reușit să câștig atâta spațiu în portbagaj și să am și roata de rezervă? Atenție, nu mai am roata de rezervă originală, am dat-o jos și am una din aia slim, de 155. Cea de 215 era până la nivelul ăsta, sus, și bineînțeles am fost nevoit să decupez polistirenul ăsta, l-am tăiat frumos cu cutterul la același nivel și am câștigat în jur de 8 cm pe înălțime, ceea ce la volumul total se cunoaște. Este o diferență destul de mare, cu alte cuvinte, nivelul portbagajului va coborî după cum urmează. Hop. Și uite așa am câștigat spațiu în portbagaj. Nu pentru mine, pentru o boxă mai mare. Hai de cap. Haideți până sub capotă să vedem ce e acolo. Să vorbim de motor și de câteva elemente de la motor care sunt diferite sau despre care nu știați dacă nu aveți Duster. Aici e capacul pe unde bagi ulei. Ia să vedem dacă scoți capacul ce iese. Jojă de ulei de verificat nivelul este inclus în capac. Deci la modelul ăsta de Duster verifici nivelul din capacul de ulei, da? Consider că ăsta e un lucru foarte interesant sau deosebit despre motorul ăsta de 1.5 DCI. Dacă tot suntem la compartimentul motor, haideți să vorbim despre cât de greu este la Duster să schimbi filtrul de aer. Greu, în ghilimele. Fiți atenți aici. Ăsta e filtrul de aer nou. Cât de greu credeți că poate fi? Hai să încercăm. Pac. Pur și simplu îl dau jos și îl pun pe celălalt. Mizerabil. Diferența, în doar un an de zile, hai că l-am apăsat mai bine. Și acum, asta e tot. Acest model de Duster are lumini de zi și poziții într-un singur bec. La Logan, atenție, desfăceam niște chestii pe acolo, niște bușoane, trebuia să bagi mâna prin spate. Ia să vedem la Duster. Asta e becul. Le-am luat acum 5 ani, ăștia o să dea faliment, că nu vând becuri din astea, adică le vând odată și gata, pentru că eu atunci le-am luat, le-am pus și nu le-am mai schimbat niciodată. Mi se ardeau alea pe filament, astea pe LED au aici poziție și lupa cu lumini de zi. E din ăla P21W și le înfiletăm aici, din nou. Și asta e tot cu poziții și lumini de zi. Să trecem la schimbul de ulei, și anume resetarea computerului de bord pentru schimbul de ulei. Hai să încercăm treaba asta din mers. Și începem. Aici vedeți 4800 de kilometri mai sunt până la 0, până la schimbul de ulei. Dar atenție, de la 20.000, nu de la 15.000. Uleiul schimb la 15.000 de kilometri. Și atenție că Dusterul nou se resetează la 30.000 de kilometri. Deci când îi faceți resetul din bord, se duce la 30.000, ceea ce e mult prea mult pentru o mașină. Și acum doar ținem apăsat butonul. Clipește. Și ce vedem acolo? Deci din momentul ăsta contorul coboară. Asta am vrut să vă arăt cum se resetează la 20.000. Cum se închid portierele la Duster? Se închid normal dacă le împingi puțin. Dar dacă n-ai grijă, ia uite. Ele au multe chederi care ajută la insonorizare, să nu se audă zgomotul exterior. Nu-i dai drumul la ușă încet. Trebuie nici să o trântești. Ori să ții de ea când se închide. Așa pățesc câteodată când mai iau pe cineva. Închide portiera. Și zic, trage ușa după tine.
Uite, de astea ziceam, chederile astea mari, cheder pe dedesubt, cheder aici. Ia uite acolo, și una aripă, cât material insonorizant o băgat. Toate astea pentru confortul pasagerilor și a șoferului, bineînțeles. Da, e ok, e bine așa. Am pus GoPro acolo, să vedeți că, fiind vorba de cardan, se învârte chiar și când nu e cuplat 4x4. 2WD. Nu e 4x4 cuplat în bord. Salut! Hai să vorbim puțin despre roți, jante și anvelope. Nu sunt... Hopa, și aia. Uite-o că ce e aici. Știu că amuzură a fost o poveste că nu făcusem la timp geometria, direcția, da, pe față și am uzat niște anvelope. După aia le-am pus pe spate și urmează să le schimb, bineînțeles. Dar acum văd o problemă aici care nu pare să fie de azi. Cine știe de când e? În fine, nu sunt pe niciun elevator, surpriză, sunt pe deal la off-road și vreau să menționez de dimensiunea la jante și anvelope. La modelul ăsta de Duster din 2013 până în 2017 nu pot să pun altă dimensiune decât 215x65R16, jante de 16 inch cu aceste dimensiuni la anvelope. Cu astea merg, nu-i nicio problemă, pentru că am și roți de vară și roți de iarnă. Deci doar astea sunt 215x65R16. Nu contează ce firmă, ci marca. Duster-ul ăsta are 6 trepte de viteze, pentru că a întâia este foarte scurtă, merge și-o la vale și, bineînțeles, pentru urcări cât mai ușoare, cât mai comode. De foarte multe ori sunt nevoit să plec cu treapta a doua. A doua la Duster e ca și cum ar fi a întâia la o altă mașină cu 5 trepte, să zicem. Deci ca să nu-i facă reductor și asiuri amforsat, i-au făcut treapta a întâia mai scurtă și a rezolvat problema. E foarte ok pentru off-road. Hai să plecăm, deci, nu cu a întâia, cu a doua, da? Mă prinde cățelul. Am plecat cu a doua, da? Am un câine aici în parcare și mă deranja. Aha, s-a dus. Sunt cu a doua, foarte încet. Hai să intru în drum, în stradă. Și dau a treia de la 30 la oră. Pur și simplu, mergi cu a doua și în oraș și la... Doar să nu fii la deal. Hai să vedem cum merge mașina singură cu a întâia, da? Că e foarte scurtă a întâia. Bag în viteză și am plecat. Pa! Gata. La modelul ăsta de Duster nu mi-arată în bord temperatura lichidului de răcire, deși la primul model este indicator acolo, la al treilea, adică cel mai recent după 2017 are, dar asta pur și simplu nu are, nu i-a făcut. Probabil i s-a prins un bec în bord în caz de o problemă, dar hai să vă arăt cum am reușit să aflu treaba asta și multe, multe alte detalii pe care nu le știe nimeni despre mașină.
Vedeți voi în torpedou acolo la modulul OBD pentru tester, pentru ce-o fi el, pentru diagnoză, poți să-i pui un modul din asta Bluetooth care pur și simplu transmite foarte, foarte multe date despre motor, despre mașină. Cu aplicație pe telefon te conectezi direct la ăsta și ai acces la multe, multe detalii: presiunea din turbină, temperatura aerului de admisie, puterea, rotații pe minut, viteza, kilometrajul în timp real, că ăsta nu e real, știți și voi, da? Kilometrajul din bord exagerează un pic viteza, poate pentru siguranță. Și multe altele. Asta e modelul OBD2. Pur și simplu, ne introduc acolo. Nu-l deranjez și acum nu face nimic. Dar când îi pui contactul, sau hai să pornim și motorul, nu se întâmplă nimic în bord, dar scoatem frumos telefonul. Avem aplicația Car Scanner. Trebuie doar să dăm Connect. Și mă interesează dashboard. Turometru. El are la întâi mașina, deci are acolo vreo 800 de turații. Și ce avem în dreapta jos aici? Temperatura lichidului de răcire, 73 de grade, pleacă de la vreo 20 de grade, 30, cât e afară, depinde. Dar acum e motorul cald și avem 70 ceva, 72 de grade. Mai sunt multe alte chestii personalizate. Voltajul bateriei, temperatura aerului de admisie, puterea din mass airflow sensor, ceva de genul. Și mult mai multe, poți să adaugi tu diverse chestii. Uite că am și turometru, în stânga și în dreapta. Îl țin la 2000. Da, corespunde una cu alta. Deci așa aflu temperatura lichidului de răcire, nu mă interesează numai decât, dar ca idee așa se poate afla la orice mașină cu modul OBD2 pentru tester diagnoză.